și se lăsa pe toate un blând repaus. Doi călători, cu pasul liniștit, se îndreptau agale spre Emaus. Erau doi ucenici de-a lui Iisus, mâhniți amar când ceasul de răscruce, învățătorul lor fusese dus ca vinovat și răstignit pe cruce. În urmă, pe colina cea de jar, vechea Ierusalimul în strălucire. La el, privind odată cu amar, rostise Domnul tristă prorocire. Ierusalime, tu cel ce mereu pe leșii ce strimit mi scazi în sânge, de câte ori am vrut sub scutul meu să te adun cum cloșca cum își strânge. Nu te uita la mântrele zidiri, mormânt de pietre toate se vor face, căci sub altarul sfintelor jertfiri atâta sânge fără vină zace. Și acum nu s-a plinit cuvântul spus, n-a fost vărsat acolo sânge fără vină, când gloata ceruse pe Iisus să-L răstignească de turbare plină. N-a pus acolo sângele din El când L-au străpuns și când L-au pus pe cruce și cum stătea acolo ca un mel ce fără geamă sub cuțit se duce. Cer îndertare pentru toți cei răi, cu ochii implorând tăcută zare. El se stingea chinuri pentru ai săi, plângând pentru petrirea lor cea mare. Așa vorbeau cei doi, mergând pe drum, împovărați de griji și supărare. Când, fără veste, un străin acum mergea cu ei alături pe cărare. Ce spuneți voi? Vorbiți de vreun profet? Cei doi îl țintuiră cu mirare. N-ai auzit de cel din Nazaret și de puterea lui cea uimitoare? Nu știi cum preoți însemnați l-au dus afară din cetate să-l omoare? 3 zile sunt de când a fost răpus. Tu ești străin? De n-ai aflat. Cum oare? Noi am crezut că El este acel făgăduit de scrierile sfinte, că va izbăvi pe Israel și va face iar ca mai înainte. Dar El e mort. Deși e adevărat, niște femei ne-au spus cu tulburare, mormântul-i gol, Hristos a înviat și îngerii veghează la intrare. Și am fost și noi. Era precum ne-am spus, mormântul gol, dar îngeri, nicăierea. Dacă a înviat, pe unde s-o fi dus și cum putem să-i credem învierea? O, oameni clătinați în sus și în jos, când trebuie să crede cele scrise, nu trebuia să sufere Hristos precum mai dinainte se vestise. Străinul le vorbea despre Hristos, Scriptura tâlcuind-o cu migală. Și era totul simplu, luminos și se topise orice îndoială. Și în suflet se întorcea încet, încet cerească pace ce o avea odată, urmându-L pe Hristos din Nazaret și ascultând vestire minunată. Credeau că a înviat Hristos din morți și că a învins și e învins la moarte și că a deschis cerul lor porți pe ei săi spre slava veșnică să-i poartă. Dar ochii lor aveau un văl acum al multei frământări ce-i apăsase și în străina acela de pe drum ei n-au văzut că Domnul se arătase. Doar sara, când la cină el aflând ca altă dată, până dintr-o dată, i-am văduit figurul acela sfânt, prezența lui cea binecuvântată. Tu ești Iisus, ești Domnul, au gemut plecându-se o milă adorare. Dar el plecase cum a apărut, lăsându-i remușcărilor amare. Să mergi cu el alături pe drum, Scriptura s-o cunoște din afară, pe alții la credință să-i îndrum, să îndrum prigoană, lipsuri și ocară, dar să nu știi pe cel în care crezi, să nu fi cunoscută apropierea, figurul ca un susur te livezi când vine el să-ți aline durerea. Atunci n-ai bucuria lui de plin, nici siguranța mântuirii sale, tu nu știi glasul când te îndrumă lin și nici atunci când îți alină jalea. Dar ce e decât toate mai amar, e că în ziua revenirii sale nu vei urca n-a biruinței car să-i cânți în corp.
corpul Sfinții Osanale. Îți va părea atunci atât de rău, cum n-ai simțit în viață niciodată, că n-ai urcat și tu cu Domnul tău în camera de nuntă mult visată. O dâțnă framă de pe ochi acum, e Dumnezeu alături, ia minte, de ani călătorești cu El pe drum, cunoaște-L de acum înainte, ca și atunci când vei sta în slava sa, înfiorat de strălucirei toate, să te prezinte Tatălui așa, eu îl cunosc, te rog, primește-L, Tatăl. Amin.